S-a încheiat prima perioadă în care cultivatorii de tomate care au accesat programul Minimis cu ajutor de la stat pot ieși cu legumele pe piață. Deși inițial termenul de ieșire cu roșiile la vânzare era 31 mai, perioada a fost prelungită cu 2 săptămâni din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Mai exact, pentru că temperaturile scăzute de la sfârșitul lunii martie au afectat unele plante și dezvoltarea acestora a stagnat. Prelungirea termenului a fost un real ajutor pentru toți cei 22 de fermieri din județul Cluj care au accesat programul Minimis pentru tomate. În ciclul 1 de producție, regula prevede că cultivatorii trebuie să vândă în perioada 1 ianuarie-31 mai, dar datorită unor condiții nefavorabile din acest an la nivelul întregii țări, termenul acesta a fost prelungit până pe 15 iunie inclusiv. Noi sperăm că vor depune documente justificative că au valorificat în acest ciclu 1 cel puțin 21 sau 22 de cultivatori dintre cei 67 care s-au înregistrat în program pentru anul 2018. 67 și pentru ciclu 1 și pentru ciclu 2? Da, 67 în total, din care 22 au anunțat că au plantat și că practic cultura a rodit, deci colegii mei au fost și au verificat aceste lucruri. Acum urmează doar să aducă documentele de vânzare pentru cantitatea de roșii valorificate pe piață. Odată încheiată prima etapă a programului, acum începe munca în sere și solarii pentru cultivatorii care și-au luat angajamentul că vor scoate roșiile pe piață în toamnă. În județul Cluj, 55 de cultivatori vor scoate roșii la vânzare până cel târziu în 20 decembrie. Fiecare cultivator înscris în programul Minimis primește 3.000 de euro de la stat pentru 100 de metri pătrați de teren cultivat. Ca să beneficieze de bani, fermierii trebuie să obțină minimum 2 kg de roșii la fiecare metru pătrat de teren cultivat și să respecte termenele impuse de lege pentru scoaterea la vânzare a roșiilor. La nivel național, în ciclul 1 al programului Minimis pentru tomate s-au înscris aproape 12.000 de cultivatori.